vă invit să deschidem Cartea lui Dumnezeu la Genesa, capitolul 7, de unde voi citi primul verset și apoi de la versetul 4 până la versetul 7, pagina 7 în Sfânta Scriptură. Genesa, capitolul 7, versetul 1. Domnul a zis lui Noe, Intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea și în neamul acesta de oameni. Versetul 7 versetul 4. Căci după șapte zile voi face să ploie pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. Și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Noie, a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Noi era de 600 de ani când a venit potopul pe pământ. Și noi a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă sa și cu nevestele fiilor săi din pricina apelor potopului. Amin. Vă să ocupați locurile. Cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră știți foarte bine că atunci când stăm la sărbătoarea cinei Domnului, facem un apel, facem apel la un cuvânt din scriptură care spune fiecare să se cerceteze pe sine, așa să mănânce din pâinea aceasta, așa să bea din paharul acesta. Adică fiecare să se evalueze pe sine. Din experiența pe care o am în slujirea lui Dumnezeu, știu că există oameni care, venind la sărbătoarea cinei Domnului, se cercetează, se evaluează și orice ar fi făcut, totdeauna ies bine. E adevărat, frații mei, sau nu e adevărat? În extrema cealaltă sunt oameni care atunci când se evaluează, oricât de bine ar fi făcut, ei totdeauna ies rău. Și sunt săpt, sunt luni, poate ani de zile când nu se împărtășesc pentru că la fiecare evaluare au ieșit prost. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că noi nu suntem totdeauna foarte obiectivi atunci când ne evaluăm. Fie suntem foarte superficiali, fie foarte exigenți și uităm că avem limitările noastre, că suntem oameni, că nu suntem desăvârșiți. Nu suntem obiectivi. Dar, dragii mei, știți sau ar trebui să știm cu toții că, dincolo de evaluarea pe care noi ne-o facem, este o evaluare pe care ne-o face Dumnezeu. Sau Dumnezeu face tot felul de evaluări. Credeți lucrul acesta? Dacă mă uit în istoria biblică, în istoria omenirii, dacă vreți, relatată aici în scripturi, vom descoperi că Dumnezeul acesta are momente în care evaluează toată planeta. Toți oamenii. Și în Cartea Genesa spune Sfânta Scriptură că atunci când s-a uitat la pământ, a văzut că tot pământul le a stricat înainte lui Dumnezeu. Fiecare făptură își stricase calea. Asta e concluzia evaluării lui Dumnezeu. Alte Dumnezeu face evaluări la grupuri de oameni. Biserică, dacă vreți, sau altfel de grupuri de oameni. Cum a făcut bunoară cetății Sodoma, cetății Gomora, cum a făcut Dumnezeu evaluarea poporului Dumnezeu și a zis Dumnezeu către Moise: "Până când mă va nesocoti poporul ăsta? Până când nu va crede cu toate minunile pe care le-am făcut?" Evaluarea pe care a făcut-o Dumnezeu l-a dus la concluzia asta: poporul ăsta mă nesocotește. N-are credință. Dincolo de evaluarea planetei, dincolo de evaluarea grupurilor de oameni, Dumnezeu evaluează indivizi persoane. Ce ziceți în această dimineață? Face Dumnezeu vreo evaluare vreunea de ei sau nu face? Adică dacă Dumnezeu din cer prin Scriptură ne determină sau uh, ne învață că trebuie să ne evaluăm personal, credeți că Dumnezeu din cer face evaluare sau nu face evaluare? Să vadă cum suntem, cum stăm aici. Zicea Dumnezeu despre. Am mai spus lucrul acesta despre Daniel, că e om preubit și scump. Așa l-a evaluat Dumnezeu. Despre David zicea că este om după inima lui Dumnezeu. Despre împăratul Berșațar, zicea Dumnezeu, te-am pus în cumpănă, în cântar, te-am evaluat și te-am găsit ușor. Și decizia este asta. O să mori. Oare ce înseamnă, frați și surori, ca Dumnezeu să ne evalueze? să ne ia Dumnezeu, să ne pună în cântarul Lui. Ce înseamnă să ne evalueze Dumnezeu? Că dacă stau astăzi aici înaintea Lui Dumnezeu și mă conștientizează Duhul Lui Dumnezeu, dragii mei, că Dumnezeu din cer mă evaluează într-un moment special din viața mea, oare ce face Dumnezeu cu mine? Dragii mei, printre altele, Evaluarea asta lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu este în contact sau știe tot ce se petrece în viața mea. Zice aici Dumnezeu către noi, te-am văzut. Fără prihană. Când? Fără și soră, când? Într-o sâmbătă, Sărbătoare pentru ei, într-o duminică sărbătoare pentru noi? Te-am văzut fără prihană, sunt conștient, știu fiecare secundă din viața ta, noie, știu cum trăiești. Dragii mei, Dumnezeu nu știe doar secvențe din viață, Adică știe Dumnezeu duminică dimineața că am venit aici frumos îmbrăcat la casa lui Dumnezeu, mai ales că e sărbătoare, stăm cu minți și cântăm așa, ne antrenăm în cântare de laudă sau ne antrenăm în rugăciune. Dumnezeu știe fiecare secundă din viață. Când Dumnezeu mă evaluează, dragii mei, nu pierde din vedere secvențe de viață. Dumnezeu știe tot. Chiar și când avem noi impresia că, că nu știe Dumnezeu, Dumnezeu știe. I-a zis Domnul Iisus Hristos lui Natanel care a venit, mă rog, motivat de Filip cumva să vină, a venit și a zis Domnul, iată un Israelit în care nu este niciun vicleșug. Domnul Iisus Hristos l-a citit pe ăsta pe dinăuntru, pentru că dragii mei, vicleșugul, viclenia este înăuntru. Noi pe din afară pozăm foarte frumoși sinceri, arătăm că suntem sinceri. Și pe dinăuntru Dumnezeu știe câtă șmecherii avem, câtă nesinceritate. Ei, asta știe Dumnezeu despre noi, așa ne evaluează Dumnezeu. Știind totul despre noi. Dar a te evalua Dumnezeu înseamnă să te ia Dumnezeu să te pună lângă ceva, să te măsoare cu ceva, să te pună lângă un standard. Care este standardul cu care ne evaluează Dumnezeu? Măsura cu care Dumnezeu ne măsoară. Deci, mei, zicea Pavel în Romani, în capitolul 2, că lucrul acesta se va vedea în ziua aceea în care Dumnezeu, puteți să spuneți mai departe, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Hristos faptele ascunse ale oamenilor. După ce? După Evanghelia asta. Și câți dintre noi, dragii mei, când luăm cartea asta, să o citim, dacă o mai citim, și citim ceva în cartea asta, zicem, într-o zi, după asta ce am citit, Dumnezeu mă va evalua. Ne mai gândim la asta? Să iubești, zice Biblia pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mă gândesc că într-o zi, după Evanghelia asta, Dumnezeu din cer mă va evalua. Mă gândesc la lucrul acesta. Iertați-vă unul pe altul cum va a iertat Dumnezeu în Hristos. Citesc asta în Evanghelia asta. Mă gândesc că într-o zi, după Evanghelia asta, Dumnezeu din cer mă va evalua. Când citesc asta în Scriptură, mă gândesc la asta. Ei, dragii mei, Dumnezeu mă pune lângă standardul acesta. Și așa mă evaluează. Sau mă evaluează Dumnezeu după ceea ce mi-a cerut mie să fac. Zice Sfânta Scriptură aici în, în, ceea ce am citit acum, dragii mei, din, din Genesa. Noie a făcut tot ce i-a poruncit Dumnezeu că Dumnezeu îl evaluează pe noi după cerințele pe care Dumnezeu le-a pus înainte. Și, dragii mei, ascultați-mă bine, într-o zi, când Dumnezeu ne face evaluarea, poate evaluarea finală, Dumnezeu mă va evalua, mă va pune în cântar după ce mi-a cerut mie să fac. E, dragii deci, dacă Dumnezeu face astăzi evaluarea, v-ați întrebat care va dintre dumneavoastră cum ies azi la evaluarea lui Dumnezeu? V-ați întrebat? Pentru că avem în fața noastră astăzi un om care trece cu bine evaluarea lui Dumnezeu. Și de aceea am citit cuvântul ăsta din Biblie, de aceea am citit despre noi, am mai predicat recent despre noi în contextul familiei, am citit pentru că omul ăsta este omul care trece cu bine evaluarea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, când te-am evaluat, te-am găsit fără prihană. Domne, dacă astăzi mă evaluez pe mine, cum trec evaluarea asta? Dacă mă pui în cântar, astăzi când mă pregătesc să întind mâna, se iau bucățica. Trec bine evaluarea asta. Astăzi când întind mâna să iau paharul, crezând că beau sângele Domnului Iisus Hristos, și tu Dumnezeu le mai evaluez. Trec bine evaluarea asta? Sau nu trec bine? Despre asta vreau să predic, dragii mei, despre omul care trece cu bine evaluarea lui Dumnezeu. Și rugăciunea mea către Dumnezeu este să nu fie doar noi omul ăsta. Să fim noi, oamenii care trecem cu bine evaluarea lui Dumnezeu într-o zi când stăm aici la sărbătoare, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Ei, dragii mei, cum este omul ăsta care trece cu bine evaluarea lui Dumnezeu? Mai întâi de toate, omul ăsta este omul care își împlinește mandatul de la Dumnezeu sau responsabilitățile spirituale. Acum, Gândindu-ne la Noe, pentru că despre el este vorba, cam ce responsabilități a avut Noe în vremea aceea? Oare avem și noi astăzi? Ce ziceți? Știți care, a fost, care au fost responsabilitățile lui în vremea aceea într-o lume? căzută, păcătoasă, într-o lume despre care zicea Dumnezeu că și-a stricat calea înaintea lui Dumnezeu, se ridică un om care are o responsabilitate. Știți care a fost responsabilitatea primită de noi de la Dumnezeu? Să fie un propovăduitor al neprinării. Adică? Adică ce? Știți ce să facă? Să promoveze standarde înalte de viață într-o lume păcătoasă, într-o lume care trăia după plăceri, într-o lume care nu vrea să știe de Dumnezeu, într-o lume care căuta tot felul de lucruri care să satisfacă ființa umană, într-o asemenea lume, noi a primit un mandat de la Dumnezeu să promoveze standarde înalte. Și în lumea aceea, noi să spunem oamenilor, ăsta e rău și ăsta e bine. Mă vreau să vă întreb. Eu, trăitor în lumea asta, am această responsabilitate de la Dumnezeu să spun asta e bine și asta e rău? Ce ziceți, frații mei? Avem responsabilitatea asta. Nu bine sau rău după uh, mintea mea limitată sau după cultura mea uh, mai limitată. Bine sau rău după ce zice Dumnezeu din ceruri. Știți care este mai rea noastră problemă? Eu zic în casa mea asta e bine și copilul meu acelui lucru zice asta e rău. E adevărat sau nu e adevărat? Noi zicem ăsta e rău și cel care stă lângă mine pe bancă în biserica lui Dumnezeu s-ar putea să spună același lucru, asta e bine. Și întrebarea mea este de unde le luăm așa de diferit? Pentru că eu ar trebui să numesc bine ce numește Dumnezeu bine. Și ar trebui să numesc rău ce numește Dumnezeu rău. Și întrebarea mea este, dragii mei, în lumea asta în care noi trăim, la fel de stricată ca și atunci, mai suntem oamenii care promovăm standarde înalte standard de, înalt de viață, să spunem lumea acestea, ăsta e rău sau ăsta e bine. Frații și surori, începând din casele noastre, începând din biserica lui Dumnezeu, ieșind dincolo de zidurile acestea, acolo pe unde suntem împrășteați peste săptămână, oamenii să știe prin noi care sunt valorile lui Dumnezeu. Pentru că reușim să spunem două vorbe, dar reușim să trăim viața, dragii mei, după binele lui Dumnezeu. Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze? Era responsabilitatea lui și responsabilitatea noastră. El trece cu bine evaluarea lui Dumnezeu, pentru că își împlinea această responsabilitate. Dar știți ce responsabilitate a mai avut noi de la Dumnezeu? Să lucreze la ce i-a dat Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu a zis, noi e o corabie, pe lângă faptul că trebuia să proclame neprihănirea. Fă o corabie. Și, dragii mei, omul ăsta, noi, a început să lucreze la ce a dat Dumnezeu. Și pentru că a început să lucreze la ce a dat Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat izbândă în ce a făcut. Nu știu, nu știu după câtă vreme, nu, nu am făcut calcule, dragii mei. Poate e complicat să faci calcule și ajungi la concluzii greșite. Omul ăsta a început și a finalizat ceea ce a dat Dumnezeu să facă. A făcut o corabie. Cum poate ziceți bine, fratele dar Dumnezeu nu ne-a dat nouă să facem o corabie. Nu ne-a dat să facem o corabie. Dar ceva ne-a dat să faceți, să facem frate și surori. Și o să spuneți da. Și acum dacă v-aș lua pe fiecare în parte bun, dacă spui da, ce ți-a dat Dumnezeu să faci? Ar putea să răspundeți. Iar zice, ne a dat Dumnezeu să cântăm în cor. Slavă Domnului, vă apreciez. Munca voastră, felul în care v-ați spus la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă aș lua pe cineva din sală, ce ți-a dat Dumnezeu să faci? Ce mi-ați răspunde? Că zicem da, Dumnezeu ne-a dat ceva să facem. Și dacă ne-am luat așa, unul câte unul din biserica asta, mi-ar fi foarte greu să zicem, mie asta Dumnezeu mi-a dat să fac. I-a zis, zis Domnul Iisus Hristos unuia pe care, pe care l-a vindecat și care e entuziasmat așa de, de experiența miraculoasă pe care a trăit-o, vrea să se urce în corabie, să meargă cu Domnul, a zis Domnul, nu, 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 stai, nu, 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 nu. Eu mă duc în drumul meu, drumul tău este să te duci acasă și să le spui ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Du-te acasă și spune ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și omul ăsta, dragii mei, știa aici foarte clar ce a dat Domnul să facă. Să meargă acasă și s-a dus acasă. Și a început să spună și a început să spună în toată zona ce a spune unul dintre evangeliști ce a făcut Domnul. Știți pentru ce ne-am rugat în această dimineață? Mai țineți minte? Printre altele. Știți? Să avem acest curaj de la Dumnezeu să împlinim ceea ce Domnul ne-a dat să facem, adică să spunem. Nu avem îndrăsneală, poate zicem nu avem prea multe de spus, dar dacă nu avem prea multe de spus, uitați-vă în carte și spuneți, memorați două, trei versete din Biblie și aveți ce să spuneți. Că dacă nu ne-a chemat Dumnezeu să cântăm în corul unei biserici sau să cântăm solo sau să Cine? Să spunem o rugăciune individuală în biserică, dragii mei. Ne-a dat Domnul să lucrăm la ceva, să spunem altora despre Dumnezeu, despre puterea lui Dumnezeu și dincolo de puterea lui Dumnezeu, despre dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu. Arătată în Hristos, Domnul care s-a dus pe sine ca jertfă de ispășire. Dragii mei, nu știi poate multe versete din, din Biblie. Nu știi să dai explicații, nu știi să argumentezi. Că până la urmă nu argumentarea noastră este cea care convinge, ci puterea al Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Ea convinge. Dar să spui altora ce ți-a făcut Dumnezeu. E complicat. Știți ce zicea orbul acela? Îl întorceau liderii religioși pe toate părțile și încercau să-l încurce. Cum încearcă uneori cei care nu cunosc pe Dumnezeu să spună tot felul de întrebări din astea încuietoare. Păi, ziceau liderii regioși, omul ăsta nu poate veni de la Dumnezeu, că nu ține sabatul, n-are cum să facă ce zici tu că a făcut cu tine, pentru că nu ține sabatul, e un păcătos. Omul ăsta nu s-a luat în, în gură cu ei cu dezbatere teologice, a spus așa, nu știu ce spuneți voi, eu nu știu. Am fost orb și acum văd. Mie asta Domnul mi-a făcut-o. E complicat să spui asta. Nu trebuie să mergi la școală, să faci teologie, să faci, să ai masterat sau doctorat, cine știe în ce domeniu teologic. Nu trebuie. Trebuie să te duci să spui ce ți-a făcut Domnul. Asta ce mi-a dat Domnul să fac. Pe lângă asta, poate că la alții le-a dat Domnul mai multe să facă, dar cel puțin asta ne-a dat-o Domnul. Omul care trece cu bine evaluarea divină este omul care face ce i-a dat Dumnezeu să facă. Și Tare mult m-a ruga Domnul în această zi să înceapă prin două lui Dumnezeu să ne ilumineze și să ne răscolească. Să ne răscolească pe fiecare cu această întrebare: ce mi-a dat Dumnezeu mie să fac? Că suntem, dragii mei, prea confortabili în această lume să mergem duminica la biserică, să ne bucurăm aici, în atmosfera aceasta duovnicească, și apoi să mergem de la biserică să uităm că suntem creștini, să uităm cine suntem, Fi ai lui Dumnezeu. Așa am cântat în această dimineață. Și apoi să venim duminică să o luăm de la capăt. Nu, nu. Avem ceva de făcut în această lume, în întunericul acesta, noi să luminăm prin cuvinte, dacă se poate, dar cel mai mult prin viața noastră care arată standardele lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu face evaluarea și ieșim bine la această evaluare dacă împlinim ceea ce ne-a dat Dumnezeu să facem. Și mai este ceva, o responsabilitate, dragii mei, pe care avut-o noi și pe care o avem și noi, este să ne exercităm autoritatea, peste cei pe care Dumnezeu ne-a dat în grijă. A zis Dumnezeu aici către noi, intră în corabie tu, nevastă ta, fii tăi și nevestele filor tăi. Și noi a zis într-o zi, haideți. Frați și surori, Credeți că Dumnezeu ne face responsabil pentru cei din casa noastră? Credeți lucrul acesta? A, că nu vor asculta, e altă poveste. A, că se vor duce unii iad din casele noastre, e altă poveste. Dam responsabilitatea să fac ce a făcut Domnul Isus Hristos în această lume când a fost aici. A zis, veniți, veniți după mine. Să stau în fața familiei mele să spun, veniți după mine. Și după mine înseamnă să mă duc după Hristos. Spre împărăția lui Dumnezeu asta înseamnă după mine. Acă unul ia pe abătută care 25 de ani și un rebel. Că alta se duce, cine știe, spre iad pentru care 20 de ani și uh, trește rebeliune, altă poveste. Dar a fost în viață o perioadă în care am spus, veniți după mine că eu calc pe urmele lui Hristos. Și călcând pe urmele lui Hristos, mergem spre împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, omul care trece cu bine valoarea divină, este omul care își împlinește responsabilitățile pe care Dumnezeu i le-a dat. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, Omul care trece cu bine evaluarea divină este omul care are respect pentru vorbirea lui Dumnezeu. Când dacă citiți istoria lui Noe, veți descoperi că Dumnezeu, sau că spune Biblia că Dumnezeu a vorbit lui Noe. Dumnezeu a vorbit lui Noe și a zis, asta e situația omenirii, Dumnezeu a vorbit lui Noe și a zis, fa asta, după aceea a zis, i-a zis Dumnezeu, vino și intră în corabie. Dragi mei, ce înseamnă pentru noi vorbirea lui Dumnezeu. E importantă sau nu e importantă? Are valoare sau nu are valoare? Că foarte frecvent stăm în locul acesta, cel puțin înaintea vorbirii lui Dumnezeu. Dacă nu cumva stăm și în altă formă înaintea vorbirii lui Dumnezeu. Pentru că în această carte stă scris că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Problema este că omul nu -i ia seama la vorbirea lui Dumnezeu. Deci, mei, nu doar noi a stat în fața vorbirii lui Dumnezeu. Știți că cei puțin, cel puțin cei din preajma lui, din generația lui, au stat în fața vorbirii lui Dumnezeu. Că noi e propovăduia pe Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu. Că l-a făcut Dumnezeu propovăduia al neprihănirii. Câți din vremea lui noi au fost atenți, dragii mei, și au avut respect față de vorbirea lui Dumnezeu. Ne vorbește Dumnezeu, Frecvent, într-un fel sau altul, în biserică sau în afara bisericii, în casele noastre și spune Sfânta Scriptură, și prin durere este mostrat omul, adică vorbește Dumnezeu. Ce înseamnă pentru mine vorbirea lui Dumnezeu? Știți că pentru mine vorbirea lui Dumnezeu ar trebui să însemne adevăr. Ce zice Dumnezeu. Așa este. Și ce zice Dumnezeu, dragii mei, se va împlini mai devreme sau mai târziu, pentru că a zis Dumnezeu. E adevăr. Și pentru ca să pot accepta ce zice Dumnezeu ca adevărat, chiar dacă mintea mea nu poate pricepe, trebuie să apelez la credință. Nu înțeleg Dumnezeule. Mintea nu poate pricepe. E mai sus decât puterea mea, de, decât capacitatea mea de pricepere. Dar cred, Dumnezeule, că ce spui tu este adevărat. Știți? știți că Zaharia, tatăl lui știți de ce a fost el mut o bună bucată de vreme? Știți, frații mei? A venit îngerul la el, era un preot bătrân deja, nevasta lui era înaintată în vârstă și ea. Și a venit un înger al lui Dumnezeu tocmai când slujea la altar și a zis, soția ta va rămâne însărcinată și va naște un copil. Și el n-a crezut. Și a zis îngerul Domnului, pentru că n-ai crezut, vei rămânea mut. Și a ieșit afară, dragii mei, de acolo de unde făcea slujbă. Era multă mulțime afară și omul ăsta n-a mai putut să comunice pentru că n-a crezut ce a zis îngerul lui Dumnezeu, mesaj de la Dumnezeu, pentru că mintea n-a putut pricepe că Dumnezeu trece dincolo de limitările umane. Eu trebuie să cred Că ce zice Dumnezeu este adevărat. Așa îl respect pe Dumnezeu. Așa respect vorbirea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, vorbirea lui Dumnezeu nu doar, nu doar trebuie să însemne pentru mine adevăr. Trebuie să însemne pentru mine schimbare. Când Dumnezeu vorbește, ceva trebuie să se schimbe. Vă vreau să vă întreb. Dumnezeu care a vorbit, a vorbit lui, lui, lui Noe. Vorbirea asta lui Dumnezeu a produs ceva schimbare în Noe. Frate și ce ziceți? A era el neprionit. Dar când i-a vorbit Dumnezeu, ceva s-a schimbat în stilul lui de viață. Omul ăsta muncea, alerga, îngrija de familie. Dar într-o zi a început să meșterească altceva. Să facă altceva. Pentru că Dumnezeu din cer i-a vorbit și a zis fa asta și el a început să facă aceea. Și toți au văzut că s-a schimbat ceva. Vorbirea lui Dumnezeu. Venim aici în locul acesta, dragii mei, duminică de duminică. Dumnezeu ne vorbește. Vorbirea lui Dumnezeu trebuie să schimbe ceva în viața noastră. Dacă Dumnezeu ne cheamă să ieșim din nepăsare, dragii mei, cei din casă o să vadă, bă, tata până acum a fost nepăsător, mergea și nu mergea la biserică. Dintr-o dată e Tata nu a avea nicio treabă cu rugăciunea. Dintr-o dată are timp special pus deoparte pentru rugăciune. Ceva s-a întâmplat. Dumnezeu i-a vorbit și a luat în serios vorbirea lui Dumnezeu. Pentru că vorbirea lui Dumnezeu înseamnă, înseamnă schimbare. Când a vorbit Dumnezeu lui Moise, l-a întâlnit acolo la muntele lui Dumnezeu și a vorbit Dumnezeu și a zis Dumnezeu vreau să te trimit în Egipt. Și nevasta, și copii, și socru, și poate slugile, au văzut că s-a schimbat ceva. Omul ăsta și-a pus trai în băț și-a plecat spre Egipt. Că a zis Dumnezeu, vreau să te trimit în Egipt. A fost schimbare. Asta înseamnă vorbirea lui Dumnezeu. Schimbare. Și mai înseamnă ceva vorbirea lui Dumnezeu, dragii mei. Vorbirea lui Dumnezeu înseamnă, tot în domeniul ăsta schimbări, înseamnă crearea unei diferențe, unei deosebiri. Știți, toți oamenii din vremea lui Noe și toți oamenii din vremea noastră, dacă vreți, trăiesc pentru acum. Pentru azi. Să ne margă bine. Și zice Sfânta Scriptură și în Noul Testament că oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau. În altă parte zice să zideau. Noie, în schimb, când meșterea la corabia aceea, dragii mei, spunea tuturor că el trăiește pentru atunci. Și întrebarea este: când pentru atunci? Când pentru atunci? Pentru atunci când va veni judecata lui Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a spus lui și bănuiesc că noi, când predicarea a spus și oamenilor din vremea lui, Dumnezeu va judeca cu dreptate planeta Pământ. Și omul acela, oamenii din jur mergeau și mâncau și se distrau și își făceau case și uh, sădeau și pentru acum. Și undeva într-o parte, noi în meșterea la corabie, arătându-le, eu trăiesc pentru atunci. Frați și surori, am stat într-o zi și mi-am mi răscolit așa mintea mea și viața mea și mi-am zis, în ultimele 24 de ore, hai să zic în ultima săptămână, cât am trăit pentru acum și cât am trăit pentru atunci. Nu vă dau răspunsul în ce mă privește pe mine dar sunt convins că așa face și dumneavoastră. Mai mult pentru acum decât pentru atunci, când va veni judecata lui Dumnezeu. Rugăciunea mea către Dumnezeu este, dragii mei, să ne binecuvinteze. Dumnezeu face evaluarea. Noi ne-o facem ca noi. Noi unii ieșim bine totdeauna, deși nu-i bine alții ieșim rău, deși nu totdeauna e rău. Pentru că nu suntem obiectivi în felul în care ne facem evaluarea. Dumnezeu face o evaluare obiectivă, dragii mei. Unora le va zice într-o zi, duceți-vă, pentru că la evaluare așa ați ieșit. Altora le va spune, veniți, pentru că la evaluare așa au ieșit. Rugăciunea mea către Dumnezeu este astăzi să ne facă Dumnezeu să trecem cu bine evaluarea Lui stăm la masa Domnului. Deci mei, și dacă până acum nu ne-am împlinit responsabilitățile, dacă până acum am trăit doar pentru acum și nu pentru atunci, de astăzi ceva să se schimbe în viețile noastre. Vorbirea lui Dumnezeu să producă această schimbare. O schimbare care să facă diferența între ceea ce trăiesc pentru acum și ceea ce trăiesc pentru atunci când se va arăta Domnul nostru Isus Hristos ca să ne ia în împărăția lui. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze, amin.